Se întâmplă de multe ori să ne întrebe lumea dacă avem și tricouri colorate pe stoc. Sau de copii mai ales, asta puțin destul de frecvent. Numai că nu tare avem nici de una, nici de alta. Pentru că noi ținem tricouri albe și negre, de damă și de bărbați, de la S la 2XL. Și avem o grămadă din fiecare. No, gândiți-vă câți bani ținem blocați în stocurile astea. Dacă ar fi să ținem și colorate, de la S la 2XL, de damă și de bărbați, pe care culori? Pentru că sunt care vor galbene, verzi, albastre, roșii, gri și așa mai departe. Și nu avem cum să ținem atâta mari de stoc. Pentru că ar fi foarte mulți bani blocați. Dar la un moment dat am decis să luăm, hai măcar, încă tricolor. Și am luat gri, roșii și albastre. Pentru că astea sunt cele mai cerute culori când se cer culori. Dar mă repet, foarte rar se cer culori, așa că nu ținem decât câte 5, maxim 10 din fiecare. Și îs unisex. Nu-s de damă și de bărbați. Doar acele albe și negre le avem de damă și de bărbați. Astea gri, albastre și roșii sunt toate unisex. La fel și cu bluzele și cu hanoracele. No, și acum s-o nimerit să avem o comandă de 10 tricouri roșii. Pentru un client recurent și, nu știu, destul de fidel să zicem așa, că comandă destul de frecvent la noi, e un serviciu de ambulanță privat. Și de obicei ne trimiteau ei direct hainele pentru că au nevoie de tricouri roșii sau polo roșii sau geci sau chestii, toate roșii. No, fiind serviciu de ambulanță, roșu se potrivește destul de bine. Și de data asta am avut noi tricourile. Și așa ceva mai rar se întâmplă. Așa că hai să vă arătăm cum facem 10 tricouri toate identice. Doar dimensiunile diferite, M, L și 2XL. Pentru că avem aici toate designurile pregătite și numai trebuie să dăm amu să taie. Acum hai să punem o rolă de vinil alb în Graftec. Nu mi-a plăcut că s-a dus puțin încolo în momentul în care s-a derulat. Dacă o să fac un test să văd cât de drept merge. Dăm așa, pe fast. Pentru că dacă nu merge drept, exact. Vedeți, aici s-a dus încolo. Și aici imediat iese de sub rolă. Acum că l-am derulat așa, când o să se ruleze înapoi, ar trebui să se ruleze drept. Dia, rulezi în spate, te rog. Nu e ok, tot vine încoace. Oare ce nu e bine? Trebuie aranjată rola, fain frumos, să fie asta vinilul drept, să meargă drept. Aici e important ca vinilul să fie totul la același nivel. Bun, facem aici setările, adică se pune forța de 15. Acum Diana poate să dea taie. Acum o grămadă de uiduială. Asta o să dureze vreme. Și gata. Mi-a luat mult. În vedere că tricourile sunt dimensiuni diferite și imprimeurile sunt tot la dimensiuni diferite, făcute proporțional cu fiecare tricou. Asta a făcut Dia și acum o să le sorteze pe dimensiuni. Toate vin doar pe spate. Și o chestie super dubașă la hainele roșii, dar numai la astea roșii, trebuie să vă arăt. E foarte funky treaba. Ia bun, și efectul o să fie vizibil acum. Adică deja e vizibil, doar că camera îl cam ascunde și stai așa că vă arăt. Vedeți? Se vede. Aici unde a fost presat, e mult mai întunecat decât în rest. Așa se văd, poate la lumină. Pe cameră nu e foarte evident, dar uite așa acum se vede. Deci, în realitate, e super evident efectul ăsta. Pur și simplu se închide culoarea roșie în zona unde a fost încălzit. Unde a fost super încălzit. Dar se vindecă, își revine. Numai că prima dată când am văzut efectul ăsta, ne-am speriat de numai. Că am zis că am stricat hainele. Când am văzut că se vindecă, eram... Sunt niște diferențe pe care le-am sesizat între vinil și DTF în momentul în care lucrez cu ele efectiv.
Și cea mai mare diferență pe care am sesizat-o eu, la vinil, față de DTF, e mult mai ușor să le așezi chestiile astea. Ușor, să zicem, partea de presare, pentru că pur și simplu le-ai așezat și ăsta e adeziv. Nu ca la DTF, unde nu e adeziv și e foarte ușor să îl miști din greșeală, bineînțeles. După ce l-ai centrat fain frumos, riști să-l descentrezi sau să-l pui mai sus, mai jos. Asta e din greșeală. No, vinilul, fiind adeziv, n-are treabă. Și în plus se dă o singură presare la vinil, nu ca și la DTF unde ai nevoie de două. Nașpa la vinil e partea de uiduit, când trebuie să scoți surplusul. Și cum a fost și aici mult text micuț, nu e cel mai plăcut. La DTF, efectiv, ți-l printat și gata, e, l-ai pudrat, l-ai copt și nu te chinui să uiduiești. Nu e nimic așa migălos de lucru. Plusuri și minusuri la ambele tehnologii. Dar și vinilul încă noi îl folosim gârlă, chiar dacă printăm DTF, cred că zilnic. Așa că pot să opresc presa, că e gata. Bye bye presa. Și nu cum se vede aici pe tricou, pe care tocmai l-am scos din presă. Hai să văd primul, dacă și-o revenit sau încă nu. Asta e primul presat. Asta aproape și-o revenit. E acolo, eu mai văd încă puțin dungă, dar... Da, în comparație cu asta, vedeți cum se vede aici. Cam așa să fac niște tricouri la fel, roșii. Din ce Diana pregătește pentru următoarele alea care le-a trimis clientul, pe care astăzi niște imprimeuri pentru niște alte tricouri. Aici este un autocolant mare pentru o mașină. Doamne, ce m-a speriat că alea speche. Doamne, feri, dar așa e designul. Din asta trebuie făcute două de 1,40 m sau 1,70 m x 40 m, ceva de genul ăsta. Huge! Și afară plouă. Să sperăm că mâine nu plouă. Ne vedem mâine. Ciao!